こでしてもらえよ。岩菜termenele prescrise a referatelor și a referatelor și a examenelor, de altfel secretarea școlii noastre vechează aceasta din afară. Pentru început am să dau cuvântul domnului David Dumitrescu, rugându-l să fac o prezentare a prezentului. Mulțumesc, doamnelor. Această cercetare am încercat să distribui în sală sumarul tezei de doctorat, deci pot fi controlat și întrebat la obiect. Așa că mă voi rezuma doar să marchez niște idei generale. Preocupările de perspectivă stau în atenția mea de vreo 20-25 de ani și le-am abordat întotdeauna, nu numai din unghiul strict, îngust, geometric, sec al problematicii respective, ci în intenția de a găsi și de a folosi perspectiva atât în propria mea creație, cât și teoretizând-o și predând-o studenților în fața cărora înțineam cursul, prezentând-o, spuneam, ca pe o modalitate de expresie artistică. Perspectiva ca un mijloc de expresie artistică, mai departe decât simpla modalitate de reprezentare a unui spațiu cu trei dimensiuni pe o suprafață cu două dimensiuni. De fapt, aceasta a fost problema cheie care m-a stăpânit în permanență atunci când am urmărit evoluția mijloacelor de redare a unui spațiu cu trei dimensiuni pe o suprafață cu două dimensiuni. Și am pornit-o din punct de vedere istoric, de la egipteni, trecând pe la greci, trecând prin pictura pompeiană, Evul Mediu, mai puțin preocupat de această latură, și apoi explozia formidabilă, explozia culturală, care a fost Renașterea, unde perspectiva, cel puțin din punct de vedere tradițional, apare plenar. Actul de naștere, anul de naștere al perspectivei renascentiste este convențional considerat anul 1420, când Brunelleschi își face un experiment în Piața Signoriei din Florența, în care cu un sistem foarte complicat de mașini optice reușește să îmbine fragmente din realitatea fizică concretă cu fragmente pictate în stilul cel mai pur reprezentațional. Perspectiva este însă cunoscută cu mult timp înainte. Se pare că chiar egiptenii, care nu erau deloc interesați în arta reprezentării figurale a spațiului tridimensional, cunoșteau însă perfect metoda proiectării geometrice și numai așa se explică uriașele și impresionantele monumente pe care le-au realizat în epoca lor. Am avut în vedere aceste cunoștințe pentru că ele au fost peste secole transmise mai departe și avem primele semne de perspectivă centrală, de perspectivă iluzionistă în arta grecilor, din păcate fără documente palpabile, doar din literatură știm că în spectacolele de teatru exista o scenografie extraordinar de bine pusă la punct, panouri efectiv pictate, care dădeau senzația prelungirii spațiului real fizic în care avea loc spectacolul respectiv, în aer liber, într-un anumit decor reprezentat convențional. Primele semne concrete de perspectivă centrală
apar fragmentar în pictura freșcelor de la Pompei. Este fără dubiu faptul că pictorii din acea vreme cunoșteau acest fel de a sugera tridimensionalitatea, dar erau prea puțin interesați în a-l folosi. De ce? Explicația este relativ simplă. Pictura avea la acea vreme ca suport peretele, era o pictură adaptată unei arhitecturi, o perspectivă, deci o tridimensionalitate forțată, aplicată pe un perete, ar fi spart, în ghilimele, unitatea acelui plan, acelui element de arhitectură, care avea, în fond, o destinație. Pictura trebuia să se menționeze, să se mențină în linii mari, în datele de decorare, de ornamentare a spațiului respectiv. Așa se explică faptul că în freșcele pompeiene apar mai multe feluri de perspectivă, de la perspectiva centrală, conică, până la cea axonometrică, cea paralelă, de multe ori îmbinate în compoziția aceluiași panou, ceea ce aparent ar putea să pară o, să zicem, o cacofonie de concepție, în realitate însă este o abilitate plastică de a contrapune modalități de reprezentare a volumelor între ele, de a se contrazice și de a se menține totul în planitatea peretelui respectiv. Evoluția pe care am urmărit-o, evoluția perspectivei, cu acumularea treptată a mijloacelor tehnice, care se face concomitent cu dezvoltarea științelor geometrice, a matematicii, a opticii, ajunge în perioada de glorie, când Alberti își publică tratatul de pictură, celebra lui fereastră, în care concepe panoul bidimensional, un panou mobil, independent. Pictura, deci, a coborât de pe perete și a ajuns pe un panou independent, evocând o lume aparte, o lume diferită. Diferită de cea reală. În acest context se dezvoltă conceptul de ramă. Rama nu este, așa cum s-ar putea crede în mod curent, doar un element care ferește, încadrează fizic pictura. Rama este concepută ca o graniță marcantă între realitatea fizică concretă și realitatea sugerată pe panoul pictat. Odată cu stăpânirea din ce în ce mai abil a mijloacelor perspective, artiștii, nu mai vorbesc de artiștii, așa numiți artiști savanți, dar și artiștii cu o mare abilitate în reprezentare, încep să nu se mai teamă de această concentricitate pe care perspectiva centrală ar fi realizat-o, contracarând acest efect cu un alt element, și anume dezvoltarea conceptului de compoziție. Compoziția pură, bidimensională, decorativă, fără ca prin acest termen să găsim nimic peiorativ în formulare, este, dacă vreți, mai simplu de realizat, pentru că vehiculează doar în două plane, în două dimensiuni, pe câtă vreme introducerea perspectivei, a profunzimii, presupune stăpânirea unei compoziții care să articuleze întregul ansamblu într-o formulă foarte bine închegată. De aceea, paralel cu dezvoltarea perspectivei, avem de a face cu un proces de dezvoltare, de emancipare a noțiunilor de compoziție. Și aici ajung la unul din cele mai importante momente, de fapt momentul în care mi-a venit ideea structurării cărții după un anumit concept, și anume conceptul emis de Piero de la Francesca, așa numitul concept comensurațiu. Piero de la Francesca lansează acest concept, care este de o extraordinară
valabilitate chiar și în zilele noastre. În conceptul de comensuratio, Piero della Francesca susține că pictura este intrinsec compusă din trei elemente. Nu din trei elemente distincte, ci din trei elemente care se întrepătrund între ele, care nu pot coexista, nu pot exista separat, ci pot doar coexista în ansamblu. Aceste trei elemente sunt compoziția, compoziția panoului, care are în vedere și sugestia de tridimensionalitate, este conceptul de proporție și armonie, deci toate teoriile de simetrie și de echilibru și, în sfârșit, conceptul de perspectivă. Toate aceste trei elemente fiind strâns corelaționate. Acesta este motivul pentru care teza mea este structurată pe patru capitole. Un prim capitol, dacă vreți, un eseu general asupra perspectivei, a perspectivei cum a fost înțeleasă la început, cum a fost înțeleasă pe diversele momente ale evoluției istoriei artei, mergând până în perioada modernă și contemporană, urmând ca apoi să reiau aceste trei puncte sugerate de Piero della Francesca, și anume comensuratio compositione, adică partea de compoziție, limbajul compozițional strict și adaptarea lui la reprezentarea perspectivală, comensuratio proporțiunii armonice, conceptul comensuratio în datele de proporție, de simetrie, ritm, secțiune de aur și așa mai departe, dar de asemenea cu trimitere spre reprezentarea perspectivă, și în sfârșit al patrulea capitol, cel mai vast, comensuratio perspective, care este de fapt o enumerare a evoluției perspectivei. Dacă vreți, puțin pretențios spus, o tentativă modestă de, să zicem, rescriere a istoriei artei din unghiul perspectivei, din unghiul de dezvoltare al perspectivei. Sigur că aș putea să vă vorbesc foarte mult despre această teză. Sunt foarte plin de ea, de mulți ani. E un subiect pe cât de pasionant, pe atât de copleșitor. Cu cât am avansat mai mult în cercetare, cu atât aveam senzația că știu mai puțin. Este probabil o senzație firească. Cu aproximativ 30 de ani în urmă, când eram un tânăr asistent în această școală, la aceeași catedră unde funcționez și în acest moment, Catedra Tehnico-Teoretice, rectorul de atunci al Institutului de Arte Plastice nu m-ar fi chemat și mi-ar fi spus: Firu, am un post liber la disciplina perspectivă, cred că ești capabil să predai asemenea lucruri, nu mai avem profesori de talie care să continue acest lucru și ai marele avantaj că poți vedea perspectiva din perspectiva artistului. Mai ales în contextul în care depășim probabil faza artei moderne, vom ajunge probabil la o fază postmodernistă, în care probabil mijloacele de expresie plastică vor încerca să se reîntoarcă la origini și atunci o contribuție, cum cred că poți să ai, ar fi de folos. Îi mulțumesc acelui rector, care nu este altul decât actualul conducător științific al tezei mele, domnul Gheorghe Achiță. Mulțumesc de asemenea comunității academice, distinsului rector al universității noastre, sub ale cărui auspicii are loc acest doctorat. În acest context țin să îl pomenesc pe apreciatul nostru coleg și profesor, eu îi spun profesor, doctorul Popescu, care în limbajul lui colorat academic, dar și câteodată foarte colorat, mi-a spus: fă, domnule, teza de doctorat, că poți să o faci și nu o faci pentru tine, o faci pentru facultate. Și în ultimul rând, și cu asta închei, cerându-vă scuze dacă tonul meu va fi poate puțin patetic,
Vreau să aduc un omagiu celui care mi-a dat viață, care m-a format și mi-a transmis parametrii, jaloanele principale în viață. E vorba de tatăl meu, un om care nu se mai află printre noi, un om al cărui exemplu am încercat să-l urmez toată viața, un om de o perseverență, de o erudiție, de o tenacitate extraordinară. Aș fi mândru dacă printr-o ștampilă genetică aș moșteni măcar un sfert din toate calitățile lui. Un om care a făcut 9 facultăți, a avut în consecință 9 licențe, 5 doctorate, a fost doctor-docent, a condus generații de doctori mai departe, a fost membru al Academiei Române, al Academiei din Moscova și al Academiei din Toulouse. În preajma vârstei de 18 ani, când se punea problema drumului pe care să-l apuc în viață, am avut cu bătrânul meu tată o discuție foarte scurtă, de 5 minute, asupra acestui subiect. 5 minute nu pentru că subiectul n-ar fi fost interesant, ci pentru că el era un om tranșant și foarte succint în deciziile pe care le lua. Întrebarea lui a fost: ce faci, băiatule, mergi spre pictură sau mergi spre științele pozitive, inginerie, matematică? Eu am spus cu ochii în pământ: aș încerca să merg spre pictură. A tăcut câteva momente, după care mi-a zis: foarte bine, e decizia ta. Sper însă că ești conștient că de un pictor prost sau de un pictor mediocru lumea nu are nevoie. Un inginer prost, un inginer mediocru își găsește întotdeauna ceva de făcut. Fii conștient de acest adevăr. Și apoi, cu un ton și mai trist, mi-a spus: știi, băiatul tatei, mi-ar fi părut bine să-mi urmezi cariera, n-a fost să fie așa, mi-ar fi plăcut să te văd profesor universitar și mi-ar fi plăcut să te văd doctor. Cu ajutorul dumneavoastră, poate că visul tatălui meu se va împlini și dacă acest lucru se va realiza, poate, știu eu, undeva pe sus, un nor va pâlpâi de satisfacție. Eu mă opresc aici, mă supun furcilor caudine ale întrebărilor dumneavoastră, ale a referatelor pe care le veți prezenta și vă mulțumesc pentru atenție. Este o personalitate cunoscută publicului, familiarizat cu manifestările ce țin de sfera artelor vizuale, atât prin expozițiile personale de pictură prezentate de-a lungul anilor, cât și ca director al uneia dintre cele mai prestigioase galerii de artă deschise după 1990 în București. Pentru studenții Universității de Arte, domnul Zanfir Dumitrescu rămâne însă profesorul de perspectivă, ale cărui cursuri au fost audiate până acum de peste 20 de promoții. Pentru cei care facem parte din structura Facultății de Arte Plastice, domnul Zanfir Dumitrescu este și decanul nostru. În această calitate de profesor, domnia sa a insistat pe acele aspecte ale perspectivei ce preocupă, în funcție de împrejurări, pictorul, desenatorul, sculptor. În două cărți publicate înainte de 1990, Structuri geometrice, apărută în 1984 la editura Meridiane, și a doua, Leonardo, Structuri geometrice, apărută în 1987, tot la editura Meridiane, domnul Zanfir Dumitrescu a stăruit cu precădere asupra componentei geometrice pe care o implică știința sau arta perspectivei, cum vrem să-i spunem. Arți perspective ne prezintă în mod sistematic cele mai semnificative interpretări și definiții ale unei tainice învățături constituită când în știință, când în arta perspectivei. Autorul insistă asupra scopurilor inițiale și asupra scopurilor dobândite de perspectivă de-a lungul timpului. Pe parcursul întregii lucrări este reluat și dezvoltat amplu un concept elaborat
de către artiștii renașterii și anume conceptul de comensurație. El aduce în discuție problema spațiului vizual, codificată în funcție de posibilitățile de expresie ale fiecăreia dintre artele vizuale. Secțiunea a doua, intitulată Comensurație o compoziție, revine asupra unora dintre problemele întâlnite și înscrierile anterioare ale domnului Zamper Dumitrescu. Se pornește de la premisa că, în sens tradițional, ca să citesc chiar de lucrare și deschid citatul, clasicul tablou presupune o compoziție cu caracter complex, impus de nevoia de a proiecta formele și volumele în secvențe ordonate, dispuse într-o profunzime imaginară, o volumetrie sugerată de adâncimea spațiului pictural, fără a pierde eficiența expresivă a acestora în raport cu modelul inițial. În teză se insistă îndeosebi asupra tensiunilor plastice, asupra structurilor triunghiulare dependente și independente, asupra raporturilor dintre plin și gol, asupra structurilor de echilibru și asupra structurilor curvilinii plane. Secțiunea a treia, comensurație o proporțiune armonică, prezintă și supune dezbaterii problematica structurilor ritmice. Atent, problematica generală a perspectivei, începând cu modul de înțelegere și definițiile date acestea, continuând cu problemele de compoziție care se pun sub aspectul efectelor de perspectivă, precum și cu problemele de ritm, secțiune de aur, rețele regulatoare, a patra secțiune, numită comensurație o perspective, cea mai amplă, peste 400 de pagini, începe printr-o trecere în revistă extrem de interesantă a momentelor semnificative din istoria preocupărilor cărora autorul le consacră teza sa de doctorat. E de reținut ca moment semnificativ cel pe care îl aduce în discuție arta Egiptului Antic. Putem urmări astfel problematica unei perspective subiectivă-analitice, ce a micșorărilor și deformărilor, a desfășurărilor ierarhice, a abordării vizuale proiective, axonometrice, vertical-frontale. Fără a fi vorba de o abordare strictă a problemelor de perspectivă artistică, la vechii greci sunt intuite totuși unele efecte preluate și de către artiștii și dezvoltate de către artiștii renașteri. Prin efortul de a expune, interpreta și dezvolta problemele de perspectivă care s-au pus de-a lungul istoriei până la sfârșitul secolului XV, cât și printr-o analiză sobră, dar spectaculoasă, a celor mai semnificative cazuri în relație cu momentele de referință. Astfel, Antichitatea greco-romană e supusă unei analize atente pictura pompeiană. Tot ca analiză de material, reține atenția și cazul artei bizantine. Pe rând sunt semnalate apoi importanța studiilor de optică efectuate în evul mediu european, perspectiva empirică întâlnită la Cimabue și spațiul înțeles ca un conglomerat de sisteme de reprezentare tridimensională pe care îl întâlnim la Giotto. Începând din secolul XV, preocupările în domeniul perspectivei artistice capătă o deosebită amploare, atât în spațiul cultural italian, cât și în afara acestui. În lucrare se insistă cu grijă asupra fiecărui moment și asupra fiecărui caz, începând cu Duccio di Boninsegna, continuând cu Simone Martini, cu frații Lorenzetti, iar ceva mai târziu cu Brunelleschi, cu Masaccio și Donatello. Ample paragrafe, cu valoare de fapt de capitole, ca extinderi de zeci de pagini, sunt consacrate scrierilor lui Leon Battista Alberti și lui Piero della Francesca, cel care dezvoltă conceptul de comensurație. Ca studii de caz, în context, prezintă interes experiența picturală a lui Andrea Mantegna, a lui Antonello da Messina. Numeroase pagini din această a patra secțiune sunt închinate contribuției lui Giovanni Bellini la înțelegerea problemelor de perspectivă sub raport aspectul spațiului pictural prismatic și al celui absidal, dar și la crearea premiselor pentru înțelegerea perspectivei atmosferice.
în moment, reluând și de altă dată unele dintre ideile avansate în cartea sa, publicată în 1986. Se poate spune că în ceea ce privește alți perspective, secolele următoare nu vor face decât să preia și să aplice principiile descoperite și clarificate în perioada Renașterii. În limba română, studiile consacrate înțelegerii problemelor de perspectivă artistică sunt puține. Arhitectul și artistul plastician Horia Teodoru a publicat cu niște decenii în urmă un tratat de perspectivă folosit și astăzi ca principală sursă bibliografică de către studenții din Universitățile de Artă și de Arhitectură. Pot fi reținute de asemenea, tot apărute cu niște decenii în urmă, unele din scrierile profesorului Adrian Gheorghiu de la Institutul de Arhitectură Ion Micu. Mă refer la curs de umbre și perspective și la tehnica desenului perspectiv în construcții și arhitectură. Ultima apărută în 1963, iar prima tot de mult în 1945. Dispunem de asemenea de câteva traduceri, cum ar fi Bunoare geometria secretă a pictorilor, a lui Charles Boulleau, sau Arta și percepția vizuală a psihologului american de origine germană, Rudolf Arnheim. De fapt, în ultima jumătate de secol, nici în limbile de mare circulație nu pot fi întâlnite prea multe cărți consacrate studiului perspectivei artistice. E adevărat că după ultimul război mondial, interesul pentru studiul problemelor de perspectivă artistică a scăzut foarte mult, ținând seama de faptul că noile tendințe și orientări din artele vizuale au marcat o trecere evidentă de la conceptul tradițional de pictură spre cel de artă realizată cu mijloace mixte, în cadrul căreia efectul de perspectivă a ajuns să fie din ce în ce mai puțin solicitat. Sfârșitul secolului 20 înregistrează însă trecerea la etapa modernistă, punctată prin atâtea experiențe interesante, deci trecerea de la etapa modernistă la etapa postmodernă. În artele vizuale, după cum se cunoaște, asistăm astăzi la o reconsiderare a întregului arsenal de mijloace de expresie consacrate de secolele care s-au scurs, începând cu momentul Renașterii, în vederea reluării acestora într-un nou registru. În această privință, teza de doctorat a domnului Zahir Dumitrescu se impune ca scriere evită la momentul potrivit. Ea constituie expresia unei experiențe de peste 25 de ani de predare a perspectivii pentru studenții din învățământul de arte vizuale. Autorul a căutat astfel să dezvolte exact acele probleme și aspecte de care artistul contemporan, cu precădere pictorul, atunci când refuză, din considerente diverse, să depășească granițele artei pe care și-a pus să o slujească, le întâmpină în conceperea și tratarea spațiului plastic. Spre deosebire de toate scrierile apărute anterior, Arți Perspective beneficiază și de pe urma posibilităților pe care le oferă computerul și imprimanta plasă ce permit scanarea și redarea imaginii color cu un foarte mare grad de fidelitate. Asta pentru ilustrație. În ciuda faptului că lectura unui text ce tratează o problematică relativ aridă implică un anumit efort de parcurgere, teza de doctorat a domnului Zahir Dumitrescu stârnește interesul de o citi atât prin cursivitatea expunerii, cât și prin materialul ilustrativ, bogat și original. Trebuie să mărturisesc că dintre tezele de doctorat pe care le-am coordonat, cea care ne este prezentată astăzi se impune prin câteva elemente distincte. Primul dintre acestea privește capacitatea autorului de a aborda și dezvolta pe cont propriu un corp de idei extrem de complex care se întinde din antichitate până în pragul secolului 20, bucurându-se de atenția marilor artiști din perioada Renașterii și a Barocului.
Al doilea element distinct al acestei teze de doctorat îl constituie faptul că autorul insistă mai mult asupra acelor aspecte ale perspectivei ce interesează artiștii plastici. Nu în ultimul rând, se cer menționate claritatea demonstrației întreprinse, rigoarea discursului, faptul că ne aflăm în fața unei lucrări care incită la lectură. În concluzie, sunt de acord cu prezentarea tezei de doctorat a domnului Zanfer Dumitrescu pentru susținere, iar în cadrul comisiei de evaluare voi propune aprecierea acesteia cu calificativul maxim. Mulțumim domnul profesor pentru atenție și vreau să văd pe domnul Nica Popescu, profesor universitar la Universitatea de Cultură București. Ce se spune de el și anume în cel de la sofistul? Pe semne că tot atunci începea și lungul drum al descifrării rostului unei arte umane, pictura, care se dovedea a încerca într-o manieră cu totul proprie să recompună într-un scop mnemonic și simbolic lumea. Deși, nu mult mai târziu, în secolul I după Hristos, în a sa Istoria Naturalis, Plinul cel Bătrân conchidea deja că s-a spus destul, poate mai mult decât destul, despre arta picturii. Ne aflăm astăzi în fața unei lucrări care reușește în chip cu totul excepțional să demonstreze contrariul. Despre pictură mai sunt încă, iată, foarte multe lucruri de spus și abia acum perspectiva asupra lucii sale istoriei poate oferi o imagine întregitoare. Ars Perspectiva este un tratat care își propune să epuizeze cu metodă, cu o copleșitoare erudiție și cu o perfectă ilustrare, subiectul căreia se dedică, și anume, mai mult decât chiar le găsim în titlu, arta, istoria, dar și tehnica perspectivei. Pentru că demersul, inițial probabil didactic, este cu siguranță unul științific. Lucrarea abordează subiectul în larg cercuri concentrice care pornesc prin a delimita contururile, locul și importanța în câmpul artelor vizuale, spre a ajunge apoi la descifrarea diacronică istorică a acesteia, ceea ce înseamnă în același timp o clarificare tehnică a problemelor desemnate. Principalul reper ordonator al vastului material pe care lucrează domnul profesor Zanfir Dumitrescu îl pune în discuție este principiul comensurației. O construcție teoretică referitoare la straturile de întemeire ale picturii și formulate cu aproape 600 de ani în urmă de Piero della Francesca. Citesc din lucrare. Pictorul și matematicianul născut la 1415 la Borgo de San Sepolcro are clar viziunea de a mănânchea în numitul principiu comensurațiu trei elemente constructive ale imaginii plastice pe care le privește relaționate între ele, aflate într-o reciprocă determinare și, în final, inseparabile. Compoziția, cu predilecție cea tridimensională, principiile proporționalității și reprezentarea perspectivei. Am încheiat citatul. Iată mai departe în text ce spune Denis Mateescu în lucrarea sa studiu introductiv la Piero della Francesca despre conceptul formulat de acesta din urmă. Inedita noțiune de comensurație, care înlocuia termenul albertian composito și care, în conexiune cu desenul și culoarea, elabora perspectiva, era în primul rând o construcție matematică, un sistem de raporturi între obiecte, distanțe între ele și poziția privitorului. De fapt, principiul comensurației lua în cadrul pentru prima dată în istoria picturii, în chip global, întreaga structură plastică a panoului bidimensional, fapt care este de natură să expliciteze utilizarea sa la organizarea prezentei lucrări. Ne aflăm ca urmare în prezența patru secțiuni ale acestui tratat. Arți perspective, comensurație compoziție, comensurație proporțiune armonică și comensurație prospectivă, a căror foarte rezumată imagine de ansamblu voi încerca să o compun în rândurile care urmează. Dincolo de definiție, scopuri și modalități de abordare, prima secțiune aduce în discuție și o interesantă problemă filozofică. Aceea a finalității transgresive a perspectivei, ca mijloc de codificare și decodificare a realității în diverse epoci istorice. Perspectiva, ca mijloc și scop în construcția picturală, generează pe linie de consecință părțile următoare ale prezentului opus. Definirea conceptului de compoziție plastică a tipului de determinări și apoi referințe la structura geometrică a acestuia, cu analizarea unor exemple celebre, ocupă a doua secțiune a tratatului. Raporturile geometrice interne ale elementelor compoziției plastice, definirea noțiunilor de ritm, simetrie, proporție, precum și introducerea unor modele, canoane proporționale recunoscute, alcătuie substanța părții a treia.
Cele trei secțiuni prezentate introduc, de fapt, date fundamentale de lucru pentru secțiunea a patra și cea mai importantă a tratatului, comensurație prospectivă, care, așa cum aflăm din studiu, se ocupă de evoluția mijlocelor de reprezentare perspectivă din cele mai vechi timpuri până la Leonardo da Vinci. Această zonă a lucrării este, de fapt, obiectul și, deci, miezul său, cu cele 420 de pagini în conținut de care se desfășoară, reprezintă o impresionantă sinteză a cunoștințelor generale despre prezentările de tip perspectiv, așa cum au fost acestea acumulate și păstrate în cultura europeană, o cultură care, aflând în lucrare în artele vizuale, și afirmă de-a lungul istoriei apetența pentru spațialitate și spațializare. Astfel citez. Reprezentarea spațiului în general și a spațiului în pictură în special sunt particularități ale civilizației și culturii europene. Aceste particularități au la bază predispoziția tipică europeanului, din indiferent ce epocă istorică, pentru spațiul reprezentat, în paranteză, prin contrast cu predispoziția tipică asiaticului, a cărei percepție vizuală preferă, conform culturii și educației sale, planul, decorativul, aplatizarea. În interiorul arii astfel definite, atenția autorului se focalizează asupra evoluției mijloacelor de reprezentare plastică bidimensională și a spațiului tridimensional. Metoda de investigație și de demonstrație a prezentei lucrări se întemeiază în chip esențial pe interpretarea compozițiilor picturale celebre din diverse epoci, precum și a bibliografiei produse asupra subiectului. Analiza în sine mobilizează o manieră de studiu de o mare complexitate. Stăpânirea perfectă a noțiunilor teoretice prin mijloace de reprezentare este mariată cu o foarte utilă asumare a paletei de posibilități de lucru în așa numitul 3D, spațiu tridimensional oferit de calculator. Acest fapt generează posibilități cu totul noi de interpretare și înțelegere a dimensiunilor cunoașterii de-a lungul timpului în domeniul studiat și, mai cu seamă, lărgește nebănuit de mult câmpul său semantic și simbolic. Cercetarea merge într-atât de departe încât va lua la un moment dat în discuție chiar convențiile sau algoritmele de realizare a viziunilor spațiale imposibile cu rol eminamente simbolic. Astfel citesc. Pentru privitorul care se plimbă pe sub bolta domnul sacristie San Marco, această fascinantă speculație ce aparține procesului percepției vizuale la limita absurdului geometric este halucinantă. Percepția unui spațiu iluzoric, cu aparență veidică și în același timp imposibilă. Acceptarea convenției spațiale propuse de jocul iluzionist declanșat de Bellozzo sau opțiunea pentru decriptarea acestuia necesită un anumit timp din partea privitorului, a cărei percepție vizuală este dublu solicitată de stimul optici convențional cu valențe opuse. Convenția sugestiei spațiului și convenția sugestiei planului a non-spațiului. Autorul trece în revistă cu acest prilej tentativele captivante de plonjare în zona ambiguităților perspective, creatoare de universuri imposibile absurde, în ghilimele, de interfeția unor cosmosuri paralele la fel. Sunt cercetate astfel, în chip poetic, liserile ultime, în imaginar, a posibilităților expresive ale lumii formelor vizuale. Siguranță se aducă importanțe, beneficiu de cunoaștere a oricărui arhitect. Și acum, dincolo de orice, trebuie spus că acest formidabil tratat, care este rodul unei profunde și temenice culturi de specialitate, susținut de un acut scutător și extrem de viu spirit de observație, pe care, alături de gena proprie, doar în delegată experiență de pictor al profesorului Zafir Dumitrescu, mai poate explica. Un bogat corp de note și o enormă bibliografie vin să completeze această lucrare impresionantă, care va deveni cu siguranță un reper ferm în teoria artelor vizuale. În final, nu pot decât să mărturisesc bucuria gnoseologică și estetică pe care lectura unui astfel de fascinant, de cuprinzătoare și frumoase lucrări mi-a produs-o și să afirm că aceasta se impune ca una dintre cele mai valoroase teze de doctorat în domeniu. Nu rămâne decât să adaug așadar că susțin cu dată convingere acordarea titlului de doctor cu calificativul pe care vom vedea de acord domnul profesor Zafir Dumitrescu. Lucrarea domnului Zafir Dumitrescu mi se pare extrem de importantă pentru readucerea în actualitatea cercetării a uneia dintre instrumentele esențiale de constituire a imaginii din pictura tradițională europeană, în care acesta s-a identificat pe parcursul câtorva secole cu modelul însuși al percepției spațiale și cu modelul filosofic-raționalist. Din acest punct de vedere, perspectiva a depășit cu mult simplul rol auxiliar
constituindu-se ca centru al experimentului vizual. În permanentă complementaritate a valorilor spațiale și temporale, perspectiva vizuală exprimă triumful spațializării asupra discursului temporal. După ce s-a consacrat ca abilitate tehnică și ca semnificație filozofică în chiar pragul modernității, perspectiva suferă pe parcursul artei moderne și postmoderne modificări esențiale care vorbesc de efortul modernist de individualizare și purificare a limbajelor specifice și totodată despre declinul raționalismului, așa cum îl anunță mișcările avantgardiste și cum îl realizează postmodernismul. În partea introductivă, autorul urmărește destinul mijloacelor de reprezentare spațială de-a lungul istoriei artei, începând cu momentele în care atât spațiul, cât și figura și relațiile dintre ele îndeplinesc o funcție simbolică, traducând o experiență temporală rituală și realizând un excurs de-a lungul evoluției artelor vizuale. Nucleul lucrării îl constituie analiza sistemelor de operare ale construcției perspectivale în cadrele compoziției plane, cu fireștele rapeluri la celelalte situații ale discursului vizual. Ca relație între percepție, expresie și modelul intelectual în care își au convergența, construcțiile perspectivale sunt solidare discursului matematic tradițional. Întreaga parte teoretică a tezii demonstrează cum modelul matematic pur translează în imaginea vizuală ca structură compozițională ce organizează percepția și expresia. Cel mai des ne aflăm în fața unei demonstrații riguroase, savante, a elaborării unei proiecții vizuale în care compoziția are rolul de a pune în ordine și a relaționa formele elementare, obiectele și ansamblurile formal-obiectuale. Textul este bogat ilustrat cu scheme compoziționale și cu analize de imagini care pun în evidență aceste structuri schematice. Subliniem ca pe un aport inedit analiza unor lucrări din arta românească care devin astfel repere teoretice în istoria universală a perspectivei. Partea cea mai amplă a cercetării, cum s-a și subliniat până acum, comensurația prospectiva, urmărește modalitatea de translare a spațiului real în spațiul convențional al imaginii, pe care o anunță explicit subtitlul tezei din cele mai vechi timpuri până la Leonardo da Vinci. Începând cu epoca în care perspectiva este încă un procedeu intuitiv sau de ierarhizare simbolică a reprezentării, autorul analizează evoluția perspectivei până la sfârșitul Renașterii, când ea și-a atins apogeul ca nucleu semnificativ al activității figurative, dobândind un grad de interes echivalent cu cel al filozofiei. El oferă în acest fel, ca efect al asumării experienței culturale istorice, pe lângă un model de istoria disciplinei și un model special de istoria artei, abordată dintr-un punct de vedere selectiv. Zanfir Dumitrescu, autorul tezei de față, este la rândul său pictor și el își construiește demersul pictural în direct dialog cu instrumentarul extrem de exigent al perspectivei, iar de-a lungul evoluției sale, care a debutat la începutul anilor 70, sub semnul informalului, cunoștințele teoretice s-au integrat procesului creator organizându-l. Ca profesor în cadrul Universității de Arte București, el predă perspectiva nu atât ca un model al actualității imediate, cât ca unul din instrumentele inevitabil necesare oricărui tip de artist care se aventurează în elaborarea imaginii, indiferent de opțiunea sa de limbaj sau de tipul de medium în care se exprimă. Profesorul Zanfir Dumitrescu militează implicit, în teza pe care a elaborat-o, pentru importanța unui învățământ artistic bazat cu autoritate pe înțelegerea mecanismelor intrinseci ale construcției imaginii, pregătit doar în acest fel pentru variatele deschideri spre formulele operaționale ale actualității. Într-o cultură marcată prea insistent de diverse manifestări ale amatorismului sau ale situării creativității în obscura independență față de cultură, o asemenea pledoarie pentru profesionalism și cunoaștere pregătește, de fapt, tinerile generații pentru asumarea actului creator ca pe un complex care poate duce spre buna lectură și îmbogățire a valorilor patrimoniale. Pentru toate aceste considerente, care se referă doar la lucrurile care mi s-au părut esențiale, într-o teză, într-o lucrare monumentală, cu analize profunde și erudite, sunt de acord cu prezentarea tezii domnului Zanfir Dumitrescu pentru susținere, iar în cadrul comisiei de doctorat voi propune acordarea calificativului foarte bun.
părinte de lucru științific întreprinse domnul Zanfir Dumitrescu în teza sa de doctorat intitulată Azi perspective, constatând că există încă un important grup de preocupări ale artiștilor care slujesc artele vizuale pentru acea zonă de graniță, unde imaginarul se împletește cu realul, iar meșteșugul se întâlnește cu ceea ce numim cunoaștere științifică. Este vorba de perspectivă. După cum a arătat profesorul Pierre Olmer, în cartea Perspectiva artistică, principii și metode, apărută la Paris în 1943, cuvântul perspectivă are multiple semnificații, atât în sens propriu, cât și în sens figurat. Pentru a ne referi numai la accepțiunile care privesc artele de sens, se poate defini perspectiva drept știința aspectelor spațiului și cea a imaginilor ce reprezintă obiectele pe o suprafață numită tablou. Atunci când un artist reprezintă pe această suprafață cu mijloacele desenului aspectul unui ansamblu pe care îl vede sau îl imaginează, el rezolvă o problemă de perspectivă. Închid citatul. O teză de doctorat consacrată problemelor perspectivei artistice, adică perspectivei destinate artiștilor pictori, sculptori și gravori, cum îi numea Pierre Olmer, presupune luarea în considerare a tuturor modalităților de a fi ale perspectivei, a principiilor și metodelor consacrate acesteia, studiate atât sub aspectul concluziilor care s-au impus de-a lungul secolelor, precum și al efectelor la care au recurs toți mari artiști. Țin să precizez, pentru cei ce nu au avut posibilitatea să citească teza de doctorat a domnului Zanfir Dumitrescu, că această lucrare ne oferă o sinteză cuprinzătoare a preocupărilor de reprezentare în spațiu a formelor și de structurare a spațiului plastic, populat de diverse figuri, în consens relație cu problematica vastă a perspectivei artistice și nu doar o expunere cu caracter didactic. Concluziile acestei complexe cercetări ne obligă să distingem mai multe etape în istoria cristalizării principiilor și metodelor utilizate în cadrul perspectivei artistice. O primă etapă o constituie, să spunem, cea a intuițiilor, a unor efecte specifice perspectivei obținute în pictură mai ales, chiar și în absența unui concept clar. O a doua etapă o formează cea pe care o putem numi a perspectivei incipiente, așa cum apare ea la Giotto și în Cimabue, dar și la mulți alți artiști din renașterea italiană timpurie. A treia etapă din evoluția fenomenului este marcată de cercetările marilor artiști din perioada renașterii italiene, cercetări consemnate într-o serie de texte ce pot fi consultate și astăzi. Domnul Zanfir Dumitrescu stăruie mai ales asupra acestei ultime etape, care este extrem de fertilă și se încheie cu studiile în domeniul perspectivei ale lui Leonardo da Vinci. Este, de fapt, un moment de apogeu, întrucât în secolele următoare, artiștii vor relua aceste rezultate întreprinse de înaintașilor în perioada renașterii italiene. Această realitate ne explică, poate, și faptul pentru care autorul prezentei teze de doctorat își încheie cercetarea prin minuțioasă analiză a momentului Leonardo da Vinci. Teza de doctorat pe care domnul Zanfir Dumitrescu o prezintă spre susținere este structurată pe 4 capitole, fiecare fiind însoțit de un sistem de note propriu și de o impresionantă bibliografie. Primele 3 capitole urmăresc mai degrabă o anumită clarificare a conceptelor, începând chiar cu cel de perspectivă. Sunt tratate în mare, în aceste 3 capitole, problemele centrale ale perspectivei artistice cu trimiterile de rigoare atunci când a fost cazul art a unor perioade istorice consacrate sau la anumiți artiști din respectivele perioade. Partea cea mai amplă a lucrării o constituie capitolul 4, am peste 400 de pagini, intitulat Comensuratio Prospectiva, evoluția mijloacelor de reprezentare perspectivă din cele mai vechi timpuri până la Leonardo da Vinci. Întreaga lucrare se dovedește extrem de interesantă. Este însă o parte din aceasta, inclusă în cel de-al 4-lea capitol, care tratează problemele reprezentării perspective în secolul al XV-lea și apoi la mari artiști ai renașterii italiene, de la Duccio di Monisegna la Leonardo da Vinci, în spațiul cultural și în contextul căruia s-au cristalizat problemele perspectivei artistice, care este de-a dreptul captivat. Ceea ce impresionează în teza de doctorat a domnului Zanfir Dumitrescu este claritatea textului și o anume capacitate de a prezenta simplu probleme ce țin de resortul tuturor artelor vizuale, cele privind reprezentarea spațială, care unora li se par foarte complicate. Domnul Zanfir Dumitrescu dovedește prin această teză de doctorat că problemele de perspectivă, care în anumite perioade păreau a-și pierde din importanță,
devin ciclic aproape la orizontul artelor vizuale. Cunoașterea și asimilarea lor constituie de aceea pentru oricare artist plastician tânăr o premiză, care alături de talent și cultură livrescă trebuie să contribuie la afirmarea sa plenară în lumea culturală. Parcurgând paginile acestei teze de doctorat, am putut să-mi dau seama de munca enormă depusă de autorul ei, de marele număr de surse bibliografice și iconografice pe care a trebuit să le cunoască și să le interpreteze, precum și de efortul depus pentru a ilustra ideile afirmate în scris. De asemenea, impresionează plăcut și ajută la atingerea scopului cercetării întreprinse de domnul Zanfir Dumitrescu, ilustrația de foarte bună calitate, paginată în text. După opinia mea, prezenta teză de doctorat constituie o tentativă singulară, întreprinsă în ultimele decenii la noi, în vederea înțelegerii problemelor pe care le aduc în discuție, atât moștenirea artistică vizuală pe care europenii o au în spate, cât și marea diversitate de orientări, direcții și curente actuale manifestate în artele vizuale. Pentru claritatea textului, pentru complexitatea argumentației, pentru pedanteria cu care se face trimitere la sursele folosite, ca și pentru originalitatea întregului demers întreprins, sunt de acord cu prezentarea lucrării spre susținere, iar în cadrul comisiei voi preda pentru aprecierea cu calificativul foarte bine. Consider că această lucrare trebuie să vadă neapărat lumina tiparului, întrucât va reprezenta un reper foarte important pentru toți artiștii plasticieni, îndeosebi pictori. Aș vrea dacă careva dintre colegi, cineva din public, ar avea de pus întrebări sau de făcut apreciere legate de lucrare, mă rog. Nu știu dacă mă apropii realmente la nivelul pe care aceste referate îl propun. Sunt emoționat, este un moment important din viața mea. N-am să spun mai mult decât că vă mulțumesc încă o dată la toți cei de aici și peste câteva minute v-aș invita, mi-ar face mare plăcere, nu? Trebuie comisia să se referă. Comisia să se referă. Noi ne referăm la comisia, numai pe noi. Sigur. Mă referăm la marea majoritate. Ce se face? Domnul Zanfir Dumitrescu a promovat toate examene și referatele cu calificativul foarte bine. Teza de doctorat, azi perspective, constituie o investigație amplă referitoare la obiectul, principiile și metodele unei științe deosebit de importantă pentru artiștii plasticieni, dar foarte puțin studiată astăzi. Domnul Zanfir Dumitrescu readuce în discuție problematica estetică a perspectivei în condițiile în care asistăm astăzi la o reîntoarcere a artelor vizuale spre unele dintre mijloacele de expresie tradiționale reluate într-un nou registru. Întregul demers constituie o contribuție originală la înțelegerea problemelor perspective artistice. Impresionează apoi modul îngrijit, aproape pedant, în care a fost prezentată lucrarea, care beneficiază și de pe urma unei foarte bogate ilustrații. Pe acest temei, Comisia hotărăște acordarea titlului de doctor în arte vizuale cu mențiunea magna cum laude domnului Zanfir Dumitrescu. Poftiți-vă! Iacu! Se poate să-mi fie atât de